Bright to be, un podcast destinat nunților. Hei, salutare! Bine ați venit la un nou episod din podcastul nostru Bright to be. Invitatul meu de astăzi este... Am, am din ăsta, am din ăsta. Heartbeat, heartbeat, heartbeat. Cereți să, vedeți evenimente complete. Și dacă, nu postează direct evenimente complete, cereți-le oameni bune evenimente complete. Nu doar câteva fotografii de la o ședință foto. Da, pentru că așa ar putea de să regulă. fiu și eu mâine fotograf. Genul ăla de Instagram ish. Da. Ideea este că astăzi se cumpără foarte mult o stare nu se... și să le arătăm nu. mirilor că în spate e o întreagă poveste și e o mică fabricuță pentru fiecare domeniu în parte, pentru că lumea anunților nu este deloc simplă, dar absolut deloc simplă. Este foarte complexă și primul și cel mai complex lucru e că se lucrează cu emoții, că până la urma urmei ei fac alegerile. Uh, și ce ar trebui să înțeleagă în relația cu furnizorii pe care o au este că de la uh, furnizori primesc perspective. Perspective uh, specializate, oamenii trăiesc în domeniul ăla, adică sigur au uh, informații potrivite și în funcție de ce livrează fiecare furnizor în parte, atunci ei pot extrage și să iau o decizie. Uh, e un mit, lumea dansează pe lumină sau nu? Spunem nuntă de zi sau de seară. pare tare bine să-l am alături de mine pe Tudor Bolnavu, fotograf de nuntă. Așa că, bine ai venit, Tudor. Bine, v-am găsit. Bine ai venit la noi. Spune-ne, Tudor, cine ești tu? Tudor, pe tocmai ai spus. Sunt Tudor, sunt polivalent, multivalent, răsvalent, împărțit. Așa, eu zic că am viață dublă că am uh -huh. două joburi full time uh -huh. așa fotograf cum tocmai ai spus fotograf de nuntă în principal urmează într-un timp relativ să mai diversificăm și zona asta de fotografie așa și uh, mi-ar fi greu dacă mă întreabă cineva bă tu ce ești, e dificil dar în primul rând a zice că sunt muzician <laughs> în primul rând în primul rând sunt muzician pentru că asta fac de la șase ani uh, predau vioară la Universitatea de Arte, când la vioară, dau concerte, continui viața de muzician, aia este meseria de copil. Deci, practic, muzica te-a dus în zona asta și în lumea asta artistică. Muzica m-a dus. Ea a deschis dar... ușile pentru tine. În realitate, din mititel am fost mm -hmm. în zona asta artistică, având doi părinți, unul muzică, unul pictor, profesor de, de oboie și mama pictor, ușor, ușor, trebuie să le Uh -huh. trebuia și, și eu, în viața mea, să le lipesc pe amândouă, și imaginea și muzica. Corect, corect. Practic, asta era următoarea întrebare: să întreb cum ai ajuns spre fotografie, dar ai răspuns deja la ea, atunci imaginea a surprins într-un mod diferit. Culmea și tata meu, când eram mic, făcea fotografie. Uh -huh. Și culmea a făcut și fotografie la evenimente. Ba chiar întâmplarea a făcut, printre cred că a doua mea nuntă pe care am fotografiat-o am constatat că uh, tipul pe care l-am fotografiat, părinții lui au făcut tata meu, a fotografii wow! la civilă când erau ei studenți, că au fost colegi în studenție. Wow, ca Iar să băiatul, zici băiatul tu... lor era tot a făcut vioară la liceu de artă, ne cunoșteam, au aflat el cum a apucat fotografii, fotografie, zic, doar hai să faci fotografii la nuntă. La nuntă. Uh -huh, uh -huh. Wow, asta ce interesant, ce că că întâmplare face, dar de fapt asta parcă e drumul -a... universului așezat deja cumva. Le-am făcut și o surpriză. Am vorbit cu tata, am luat, a găsit tata pe, pe, filmele vechi pe diapozitive, o fotografie de la civila lor. Ok. Am developat-o și am pus le-am dat ca surpriză în paralel o fotografie, una deasupra Excellent. cu părinții și una de sub. Excelent, da. Asta da. Da cu 10 ani se întâmpla treaba asta. Asta da. 10, 11, acolo. Super! Și cum faci ca partea asta artistică care, practic, face parte din tine de când te-ai născut, cum îmbini cu antreprenoriatul? Că, bine, bine, artist, muzicant și așa mai departe, muzician, cum ai spus tu, dar în lumea asta ai nevoie să fii și un antreprenor. Cum le îmbini? Experiența te învață. Uh -huh. <laughs> Întâmplarea a făcut că încă din perioada liceului, absolut întâmplător la ideea... Noastră, a pornit de la tatăl meu, ideea noastră, am început cu cuvartetul, să cântăm la evenimente. Eram în liceu și încă de atunci, plăcându-mi să vorbesc cu oamenii, am început eu împreună cu o colegă de-a mea. Noi eram cei care ne întâlneam cu clienții care ne solicitau ca și cuvartet și ușor, ușor am învățat cum să discut cu oamenii, cum să vând, între ghilimele, produsul pe care îl aveam. După care trecerea la fotografie a fost destul de simplă, că principiile erau cam aceleași. Corect. corect. Adică vânzarea era acelorui, a celor, da, serv... a unui da, serviciu. Da, da, vânzarea unui serviciu, uh -huh. întâlneam cu oamenii, de am și intrat destul de ușor și repede în, în partea asta de fotografie, din momentul în care am hotărât că mă apuc de fotografie de eveniment, că fotografia am făcut dintotdeauna, repet, la vândul pe tata de mic, am dezvoltat cu el poze mai mici, mică, da. <laughs> cu lumina roșie aprinsă, Așa, și am uh, făcut, m-a atras din dintotdeauna, dar niciodată n-am hotărât că fac așa, profesionist. Uh -huh. Când am decis că mă apuc, uh, și a fost tot cumva întâmplător, așa, pornind de la un aparat foto pe care l-a cumpărat tata, am zis, băi, de să cumpăr și o lentilă, cu lentila aia am făcut, și fotografii, după aia am găsit oportunitatea de a-mi de a cumpăra obiectivele pe care mi le doream și aparatul pe care mi doream, și am scopărtit dar am mai povestit asta. Deci, practic, face asta de 10 ani. Ești în lumea evenimentelor. 10-11 ani, da. Uh -huh. 2013 am avut două evenimente, 2014 după aia uh -huh. uh, au, fost, uh, au fost mai multe. Și de -aia zic, am intrat destul de ușor că uh, conceptul din spate al vânzării, al marketingului, cumva l-aveam de perioada quartetului. Și apropo de vânzare, odată cu experiența ta și odată cu trecerea timpului și cu tot ce acumulezi, Uh, prețul tău crește ca pentru că îți crește și valoarea cum îți evaluezi tu lucrurile astea? măi, cred că asta a fost din totdeauna și în continuare o problema mea în ceea ce privește valoarea proprie uh -huh. uh, una dintre unul dintre domeniile care mă atrag foarte tare e și psihologia în vieți asta uh, și prin discuțiile pe care le-am avut la un moment dat chiar am discutat cu, cu o amică psiholog uh, Zicea că e una dintre bolile copiilor care de mii sunt în lumina reflectoarelor. Au nevoie un stop de confirmare, au nevoie un stop de a, de a primi apreciere, că dacă uh -huh. ei de mii sunt aplaudați. Uh -huh. e, chestia asta vine însă și cu un anumit dram de neîncredere pe care îl ai. În partea bună din chestia asta este că tot timpul, stând în corzi, vrei să devii și mai bun. Și mai bun, și mai bun, și mai bun. Uh... Cred că până la urmă prețul a fost făcut de piață. În realitate cu toții ne dorim să muncim mai puțin pe aceiași bani sau mai mulți bani. Cu toții ne dorim munca noastră să fie remunerată și răsplătită și automat din când în când. De altfel mi am și pus ca un fel de target în fiecare an cresc un pic prețul. Din experiență, durează o perioadă până se obișnuiesc, de altfel le, le și recomand. Am, am avut și câteva workshop-uri de fotografie pe care le-am ținut și asta le, le și spuneam celor care au venit. Uh, nimeni nu o să accepte prețul deodată. De, tu ești nimeni. Da, 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 da. Din prima, pui un preț și te aștepți să faci să sară toată lumea pe tine. Nu, totdeauna nu știu o E o perioadă de acomodare a prețului. De fiecare dată am să lucrul ăsta. Dacă n-am mărit prețul, Rata respingerilor a fost destul de mare o perioadă. O vreme. O vreme. Mm -hmm. După care, cumva, s-au obișnuit, nu știu, bănuiesc că există niște forumuri, există niște oameni care au așteptări sau uh, recomandările între prieteni, între colegi, între cunoscuți și oamenii știu, băi, cât a costat la tine. X, lei. Mă mm -hmm. aștept același lucru și deja, dacă e mai mult, se sperie. Da, da, da. Mă gândesc, nu știu cum funcționează. Dar. Uh, Repet, piața face prețul. Miri, ce ar trebui să înțeleagă în momentul în care evaluează un preț? Ce ar trebui să știe și ce ar fi oportun pentru ei, da? pentru sănătatea lor <gângânt> și emoțională, să știe că stă în spatele unui preț? Și când întreb asta, zic, bun, e un onorariu care se duce către fotograf în sine și din ce e compus el? Adică, care e povestea din spate acolo la tine? care e munca? Care sunt uneltele pe care le folosești? în primul rând de valoarea unui preț îl faci într-adevăr cerând mai mult oferte, evident uh -huh. avem însă boala asta noi, oamenii în general cu românii cu precădere cred să fugim către prețul cel mai mic da cred că țin un pic de educație și de așteptări și de și de și de și de, și de. un preț pe care tu îl primești Multă lume zice, băi, da va veni fotograful, ia 1.400 de euro, zicem, 1.500 de euro. Băi, dar ce face frate de banii ăștia, că eu muncesc o lună. Da, ăla muncește sau, câteva sau, sau, ore. Sau, sau, sau. El muncește câteva <laughs> ore, vine acolo, da. bun. Uh, în prețul respectiv, da, este ziua respectivă, este munca din ziua respectivă. Uh, din exterior, tuturor le pare foarte simplu. Nu știu dacă ți-am povestit și eu că am povestit cu cineva odată chestia asta. Un coleg, un prieten foarte bun de al meu, el cântă la evenimente. Uh -huh. Și într-o. Am fost fotograf la un coleg de-al lui, coleg de formație, i am fost fotograf, și ne-am întâlnit dimineața la ora 10. dimineața, într-o sâmbătă dimineața, la ora 10, ne-am întâlnit la. el acasă, când se îmbrăca, că nu știu ce. Uh -huh. După care el a plecat acasă. <laughs> A și dormit după amiază cu copiii lui și a venit seara la petrecere, la sală, la ora 8, era înainte de pandemie și la ora 8, pe la 10 începea. Și efectiv am văzut și pe fața lui surprinderea, în momentul în care m-a văzut și a conștientizat, după aia mi-a și spus, a conștientizat că bă, ăsta e de dimineață. Da, da, da. Eu m-am dus acasă, am dormit, am mâncat, m-am îmbrăcat, m-am coafat, m-am, 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 m-am. Și el e acolo. El de dimineață a muncit și, nici și -a va eput. sta, și va sta până se termină petrecerea. Da, da. E, unul la mână, e un efort foarte mare. Noi zicem că, ok, muncești o zi, dar în realitate muncești fără pauză, deloc, cel puțin două zile de muncă de om normal de 8 ore pe zi. Plus minus. Da, da. Sunt evenimente care în 14 ore termină, 15, 16, plus minus. Depinde. asta e una. Doi, sunt echipamentele care sunt extraordinar de costisitoare. Acum, în funcție de fotograf, de fiecare în parte investește mai mult sau mai puțin. Pentru fotografii noi intrați pe piață, nu, să știți că nu echipamentele fac fotografia, dar în același timp e și plăcerea noastră să investim, că recunosc. Eu când îmi cumpăr o jucărie nouă, chiar dacă îi costă o grămadă de bani, e și plăcerea pe care o am, cu toate că aș putea face același lucru cu echipamente mai puțin scumpe. Dar în momentul ăsta, best money can buy se găsește într-o sa mea foto. Adică nu există lucruri pe brandul meu, lucruri mai scumpe, mai bune, mai minunate decât am eu. Asta înseamnă aproximativ 30.000 de euro sunt doar în echipamentele foto pe care le am. Că și eu sunt pic. Care... Adică aș putea să fac și cu 15.000, 20.000. Dar cam așa îmi da, place. Da, no. Dar echipamente care totuși nu țin for a lifetime. Nu. Nu, adică alea nu mai trebuie Trebuie schimbate mm. din când în când, plus că trebuie protejate. Trebuie uh, să protejate, adică se uzează, se strică, se, se repară, se... cu vreo lună în urmă au dispărut 20.000 de lei. Așa, instant, că mi s-a stricat o lentilă și a apărut o cameră nouă și am schimbat camera, a doua cameră, camera principală. Mm. Așa, și repede de 20.000 de lei au dispărut așa, 4.000 de euro. Puf. Da, da, da. E, după care pe lângă toate astea înseamnă și multe alte ore petrecute acasă în fața calculatorului în care stai și editezi și le faci dar partea pe care oamenii nu o știu este tot ce ai învățat în ani de zile mulți, mulți, mulți ani exact. se cunoaște povestioara aia că a venit unul și a dat o dată cu ciocanul te costă nu știu cât dar, băi, da, băi, da, da, da Cunoștințele din spate, correct, cred correct, că știi povestea. Și la dentist e aceeași poveste. Bă, frate, am stat acolo 10 minute correct. și mi-a luat nu știu cât, Așa. da, dar... Deci pe lângă toată munca, investiția pe care o faci în tine, uh -huh. tot ce înseamnă workshop-uri, informațiile pe care, timpul, privarea personală a familiei, că eu în fiecare weekend, în timpul săptămânii lucrez, oamenii lucrează, în weekend lucrez. Corect pățesc să nu mă văd copiii decât câteva ore lucrurile astea costă. Da, și lucrurile, scuze mă Rău. că te întreb, lucrurile astea cumva trebuie să compensate, mai ales în familie și cu copii și cu soție, în cazul tău, soț, în cazul meu, trebuie să compensate cu o mică vacanță, cu o mică ieșire, cu un timp petrecut cumva, adică investim în toate lucrurile astea ca să ne putem conecta, ca să putem să avem na, cumva privilegiu de a ne conecta din nou pentru că am lipsit din Azi familie. A se înțelege, nu se plânge nimeni. Nici sigur, pe sigur eu... -am, dacă -am, nu ne-am dorit, n-am face lucrul ăsta. Exact. În același timp, însă, cred că fiecare poate să-și facă, băi, merită efortul, merită mm -hmm. concesiile pe care le am pentru suma X mm -hmm. sau nu merită. În momentul în care dă egal, ăla este costul. Corect. Repet, inclusiv energia și timpul și abordarea pe care o ai cu fiecare telefon pe care îl primești de la X oameni. Oamenii Lucrurile astea nu se mai gândesc. Am pățit, spre exemplu, o situație în care ne-am întâlnit, am stat două ore, două ore plus traficul din și Iași înseamnă trei ore, trei ore în jumătate, înseamnă aproape jumătate de zi de muncă din cele opt ore a unor oameni normali, în care tot n-am stat cu familia, tot n-am meditat, m-am decalat. Uh, și n-am semnat. Sau am semnat, după care s-a anulat evenimentul și doreau acel, acea taxă de rezervare. Eu așa o numesc, nu o numesc avans, este o taxă de rezervare. Uh -huh. uh, doreau să dau și înapoi. După... Ne-a avut nimic împotrivă cu chestia asta. Dar timpul petrecut, cât am stat, Correct. cât am povestit, cât, 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 cât. așa da, sunt un investiții. Timp. Asta este tot un timp. Așa, este. așa, un așa timp este. pe care îl petrecem și pe care îl dedici jobului pe care tu l-ai. Corect. Contează, există o diferență de preț, al oferta ta e diferită dacă nu te e mai mare sau mai mică? Nu. Nu, și nici nu mi s-a părut niciodată fer când am auzit lucrurile astea, pentru că e ca și cum, bun, voi sunteți mai mulți, eu mă implic mai tare, sunteți mai puțin, Nu. De altfel, e unul dintre lucrurile pe care le spun oamenilor când mă întâlnesc. Uh -huh că pot să fie nuntă de 60, pot să fie nuntă de 800. Am dat exemplu astea pentru că am avut nuntă de 60 de oameni și nuntă de 800 de oameni. Okay. Așa, costul este același. Pentru că eu nu promit nimănui că va fi toată lumea fotografie. Eu promit tuturor că le voi spune povestea zilei de la început până la final, din ochii unei persoane invitate la eveniment. Mă concentrez pe ei, pe familie, pe persoane apropiate, pe prieteni apropiați, uh -huh, etc. Uh -huh, uh -huh. Corect. Fotografii care să spună ceva, care să amintească ceva, care să îți crezi o stare, să ai o plăcere în momentul în mm -hmm. care le privești. Așa fotografii nu putem face și la pereți. Și sunt în situații în care uh, fotografiezi la nuntă și mai există și un alt fotograf? Uh, am avut situații în care voiau foarte mulți fotografi, le-am oferit și varianta asta. Uh, există situația în care sunt eu și poate să mai fi un asistent, aici e chestie de, de pachete, dar diferența celui de al doilea fotograf în fotografie, la video în videografie un pic diferit e dat în câteva situații de altfel și spun oamenilor eu nu încerc să vând nimic În plus, există în oferta mea și varianta în care să fim doi adică eu și un asistent există și varianta în care să fim trei eu și un cu fotograf și cu asistent nicio problemă Uh, pentru ei diferența este în altă parte decât cred inițial. Uh, și sunt doar câteva momente, cum ar fi în momentul în care se intră în biserică, în momentul în care e valsul, acele momente one shot în care se întâmplă odată, nu se mai repetă și cam aia okay. este. Uh, și atunci pot avea mai multe unghiuri. Dar, de altfel, fotograful în fel de titirez care îți duce școlă, 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 școlă. Uh, și școală și colo Și cumva la final produsul finit nu diferă foarte mult, însă un al doilea fotograf, un al doilea asistent îmi permite mie, psihologic, și să risc mai mult. Da, da, da. Să încerc să surprind un cadru deosebit, să surprind altceva. În momentul în care am cadru de siguranță, în momentul în care am... Ok, ok. Așa, inclusiv, la, spre exemplu, la vals. La vals, dacă sunt doar eu, atunci știu că trebuie să trag safe, trebuie să am cadre bune, mai încerc ceva din când în când, dacă, dar am pățit să fie valsul de un minut sau chestii scurte, Ca așa da. era coreografia lor repede, vreau să scapere pe jos și atunci atragi cadre sigure. În momentul în care știu că am, am asistentul sau un al doilea fotograf, el stă pe cadrul de siguranță, eu pot să-mi permit să încerc. Okay, de creație, practic. Da. Mm -hmm. Îmi iese bine, nu-mi iese, nu mm -hmm. vede liber. Mm -hmm. da, da. Dar am cadrul safe. Exact. Chestia asta se întâmplă și la coroane Și când da. se văd ei prima oară Și când îi vede mama, tata prima oară da, Dacă da, sunt da, persoane da. La momentele alea, practic, emoționate. cele mai intense La punctele da. alea Alea cele sunt mai momentele uh -huh. Cheie, să uh -huh. spun așa uh -huh. Iar mai face diferență la mine Dacă sunt singur Nu-mi permit în momente rapid La biserică, am intrat și când ieșim Să mă apuc să pun lumini Să scot lumini, dacă am asistent Atunci vin, cumva Uh, ridic un picuț calitatea fotografiei, chestii pe care ei n-au cum să-și o dea seama sau nu, pentru că nu au termen de comparație. Da, 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 nu există o altă experiență. Dar eu le prezint, da, da, nu există o altă experiență. Dar eu le prezint, cei care doresc uh -huh. uh, face. Suntem doi. Există vreo, vreo promisiune legată de numărul de fotografii? Ce e cu chestia asta, cu numărul de fotografii? Domnule, ama, mi s-au promis atâtea fotografii în bani ăștia. Așa. Care-i treaba? E, există în contract un număr de fotografii minim garantat, ca să zic așa. Okay. Exact pentru că era întrebarea asta, băi, îi firesc cumva să te întrebi, bun, și ce primesc în schimbul banilor pe care le ofer. Corect. Pe care le ofer. E, și ca să nu aibă bă, e, surpriză, să nu se gândească că bă ăsta am dat 200 de cadre sau 100 de cadre așa. Am un număr minim de fotografii pe care le pun, dar e un număr pe care l-am pentru liniștea lor, niciodată n-am stat să mă uit. Uh -huh. Întotdeauna am oferit cadrele bune. Cadru dacă am meritat să păstrez un cadru l-am l-am păstrat. Drept pentru care uite, legat de muncă, din două, trei evenimente la număr de fotografii pe care așa mai fac încă unul gratis, cum ar veni. Da, 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 că da, da, eu am, da, da, spre da. exemplu, un contract 1.200 de cadre, 1.000 1.200 de cadre pe care le ofer, dar, sincer, anul ăsta sub 1.400, 1.450 n-am oferit, 1.500, 1.600 am avut, că s-au întâmplat multe lucruri. Mm -hmm. uh, și dacă faci un calcul, la două nunți, una o fac gratuit. dacă ies. aș sta la secunde, la, da. la băi, da. cât am contract. Cadre brute dai? Uh, nu. Ne, ne, nu, nu. nu Om dau și cadre Le și spunem de ce. da Nu dau cadre brute dintr-un motiv foarte simplu. Uh, uite, chiar zilele astea am predat un eveniment și tipa m-a întrebat expres de chestia asta, foarte, foarte, că și-ar dori, că așa, 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 așa. Ceea ce am făcut i-am promis că... Uh, uh, Ideea ei era că, mai dacă peste 5 ani apare, nu știu ce soft apare, te de, dezvoltă tehnologia astfel încât ar putea din RAW-uri, din fotografiile da. brute, să mai facă nu știu ce. Okay. Zic, perfect, uite, facem un felul următor. Eu îți dau nunta editată și îți promit că țin în următorii 5 ani, îți țin cadrele brute, le țin eu la bine acolo. Da. Eu oricum am backup în cloud, sunt, apropo, legat de costuri. Asta este una dintre costuri. Un alt cost, mediile de stocare. În momentul mm -hmm. ăsta eu am patru backup-uri la toate evenimentele mele brute, de la A la Z. Înmulțește un eveniment, are în jur de 200 de giga. 150-200 de giga, am okay. cu 4, cam cât, câte harduri am nevoie. Eu sunt și un picuț paranoia pe chestia asta, să exagerat, okay. dar prefer să fiu așa decât să... Ok, ok. și am trei backup-uri fizice și un backup în cloud. E, cloud-ul ăla, în fiecare lună, costă, softurile de editare în fiecare lună costă și nu-s puțin bani și se adună și se adună și se adună uzură echipamente tâcăie, tâcăie. da, e important, adică... mi se pare foarte important să știe oamenii pentru că vin într-un domeniu foarte necunoscut lor mm -hmm. și aparent, cum am povestit la început, par foarte simple lucrurile nu no. uh, și revenind uh, de ce nu dau brutele? nu că mi-ar fi jenă nici pe departe pot să dau brutele liniștit Însă, în urma unei experiențe pe care eu am trăit-o cu o fotografie care mi-a plăcut foarte tare la un coleg fotograf. Și zic, bă, dă și mie rou să văd și eu așa. În uh, momentul în care mi-a dat rou, nu mi-a mai plăcut fotografia. Pentru mm. că eu văzând rou, văzând fotografia brută, am văzut tot ce a lucrat el pe ea. Că am văzut că acolo luminat, că am văzut că acolo scos textura mai tare, că am văzut, că am văzut, că am văzut. Din momentul ăla, pur și simplu, când mă uitam la fotografia finită, eu vedeam E adevărat, și cu ochii mei de om care asta face. Da, da, da. Dar eu vedeam fiecare intervenție pe fotografia respectivă. Și cumva, așa a pierdut din, nu știu, e ca un miraj. Ai o sta... Din farmec. Ai... Nu, da. știu, nu știu ce exemplu să dau. Te întâlnești cu cineva, îți dă o impresie foarte bună, vezi că, nu știu, te faci, te simți foarte bine, după care afli că persoana respectivă face lucrul ăsta, a făcut tot ce a făcut, a făcut perfect conștient ca să te manipuleze, ca să ajungi. Să-l placi, să-l iubești, nu știu ce, să afli că de fapt face lucrul ăsta cu totul. Uh -huh, uh -huh. E o chestie de genul uh -huh, ăsta, nu știu uh -huh, cum să zic. Uh -huh. Și atunci zi, mă, nu dau fotografiile brute exact din dorința de a păstra vraja aia, mirajul ăla al fotografiilor. Văd ce frumos suntem. De altfel, adesea, inclusiv pe persoane tip fotomodel, adesea intervin că mai e brațul lipit și îngroșat, că nasul așa, că în poziția X apare, se vede o boală mai etc. Și ah. eu mă intervin, îi mai uh, fotomodelez da, așa, da, îi mai da. scultez. Uh, și de multe ori zic băi, dar arătăm absolut minunat. Ok, știu de ce. Dacă vezi brutele... Da, da. Dar doar pentru că, 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 că erau un unghiu diferit, nu pentru că ei da, ar fi da, da, altfel da, da. decât în fotografie După aia, din lumină, din editare, minții uh -huh. multișor De fapt, asta e și ideea. De aia ți a un fotograf profesionist. Cam în momentul în care primești fotografiile, să vezi cea mai bună lumină, cel mai bun unghi, să vezi un produs finit. Da, Stai. să vezi. Da, o, să... o experiență, o stare uh -huh, uh -huh. de la a la Z. Practic, să vezi cea mai bună variantă ta. Da, ar, ar poți să-i așa. Cum, apropo că vorbim de lumină, de filtre și așa mai departe, ce face online-ul și Pinterest-ul și toate imaginile astea, cu ce ajută și cu ce dăunează? <laughs> Mirilor, adică ei au niște așteptări, și se întâmplă altceva. Ce se întâmplă acolo, din perspectiva ta? Uh, ca în viața de zi cu zi, online nu îți setează niște standarde. Îți uh -huh. setează, vrei și tu, ca acolo. Uh -huh. Ceea ce nu întotdeauna ți iese. Uh, legat de fotografie, uh, e dificil. Nu știu, Instagram-ul, spre exemplu, au da. introdus aceste minunate filtre. Da. Am o început, toată lumea, tuturor, a început să ne placă filtrele. Știi uh -huh. cum e exact cu HD-ul și cu 4K-ul și cu SD-ul? Când a apărut HD-ul la 720, mamă, ce clar era. Acum, când venea HD, ni se pare că-i. știi? Da, da, da. Fotografiile vintage de film, când au apărut digitalul, mamă, câtă claritate, vai ce culori vii, ce frumos arată. Acum a intrat la mod înapoi filmul. Da, da, și da. Și sunt convins că, probabil, în vreo 20-30 de ani, lumea o să uite, copiii noștri o să uite la fotografii și o să zică, bă, dar ce culori este pământii, Instagram-ul exact, ăsta? Exact, exact. Și eu cred la același e... lucru. Nu. No. Băi, ăla asta e moda. Ăla moda da, Realitatea da, însă ai, este că fiecare își alege ce își dorește și își asumă, până la urmă, alegerea pe care a făcut-o. Multă vreme am fost împotriva culorilor astea Instagram-ish. Mai ales, știi cum e, genul de fotografie are sens, genul de culoare, de editare, are sens în momentul în care și contextul este de așa natură. A Ok, te-ai te -ai îmbrăcat retro. Ai o mașină de epocă sau nu știu sau în general nu știu ai, ai avut gez la tine. Ești într-un castel. Are sens. Dar uh, nu se întâmplă tot timpul lucrul ăsta. Da. Multă vreme am evitat editarea tip Instagram. Uh, unul la mână că mi se părea era tot foarte șters nici nu găsisem eu o editare să mi placă în stilul ăla. Uh, în realitate, e mult mai dificil să editezi culoarea naturală. Infinit mai dificil să faci culoarea naturală să arate foarte bine, să arate, să arate bine. E mult, mult mai dificil decât să aplici un filtru, simplu, ușor. Acolo l-ai pus uh -huh. filtru. Păcălește foarte ușor filtrul respectiv. Între timp. Pe, din, din cauza faptului că am constatat că genul ăla de oameni care stau foarte mult pe Instagram cu genul ăla de evenimente, pălării chestii, povestioare de genul ăsta merg către zona respectivă și pentru că am uh, trăit situații în care, uh, nu știu, am simțit că exact din cauza culorii au, nu m-au ales pe mine. Uh -huh am început și mi-am dezvoltat într-un final, mi-am dezvoltat și eu un, stil de gen, respectiv, ca astăzi să întreb toată lumea, vrei așa, vrei așa, le dau, okay. le dau mostre. Da. Le dau fotografii așa, dau... am în două un plac, nu mă pot hotărâ între ele, inclusiv editarea aia tip Instagram a mea nu e să nu-i patinată cumva, ci cumva încerc tot să fie o culoare mai actuală, unii instagram uh -huh, uh -huh. Ești mai actual. Deci, practic, în funcție de personalitatea mirilor, ei aleg, băi, noi suntem nu mai. își modul da. ăsta sau cu modul celălalt da. și atunci a, tu știi ce filtre să le aplici. Nu, ei își aleg. Da. Ei își aleg, uneori fotografia. am avut chiar. Uh, am avut fotografii și așa în este. care, așa în care este. clean o la naturalețea, realitatea, să zic, era. așa. Și atunci am încercat a, și să sugerez. Așa, la fel cum am avut uh, situații în care ei și-au dorit uh, culoarele, culoarele naturale, dar eu pentru postare, pentru că am văzut că mergea extraordinar, mi-am mi meditat mie mm -hmm. pentru postare. Mm -hmm. <laughs> mi-am meditat și, și câteva în Instagram like. Eu fiind uh, și din lumea asta floristicii, întotdeauna uh, am avut filtele mele mentale personale, uh, în care mi-am zis, băi, dacă fotografiile pe care eu le promovez cu aranjamentele pe care le am, sau uh, imaginile, video și așa, au filtre, uh, eu n-am cum să redau în realitate așa ceva, că eu în realitate nu pot să pun nicio, niciun filtru, adică eu trebuie să fiu cât mai autentică pe partea de floristică. Tocmai ca să oamenii când vin la eveniment să descoperi că da, asta dar e și același pe voi, lucru. Pe voi genul ăla de fotografii vă ajută. Pentru că creează un mood genul ăla de instagram -ish. Da. Ideea este că astăzi se cumpără foarte mult o stare. Nu se Ideea însă este că se promovează chestia asta de mood foarte mult. E vorba de mult de stare și... Ceea ce e și adevărat. Da. Până la urmă oamenii și aleg. Apropo de stare care ai ridicat la fileu lucrul ăsta, e important pentru tine să-ți cunoști viitorii miri mai mult decât câteva detalii despre ei? Cum lucrezi tu personal? Cred că e foarte important să cunoști oamenii cât mai mult și cât mai bine și fac chestia asta din momentul în care mă întâlnesc prima oară cu ei. Și îi cunosc din mai multe motive. Unu, ca să înțeleg cu ce noi de-a face. Da. Doi, ca să le câștig încrederea, și asta e chestia cea mai importantă, ca eu să le câștig oamenilor respectiv încrederea, pentru că sunt prezent în ziua evenimentului, în intimitatea familiei lor, sunt aproape de ei și ei trebuie să mă considere, să mă simtă ca pe unul de-al lor. Mm -hmm. Că atunci vor fi degajați, atunci vor fi relaxați, atunci o să mă creadă dacă îi rog să fac un lucru, o să da. mă asculte. Și etc. se deschid către tine și ți arată Evident. ce e în interiorul lor? Îi, îi firesc așa, n-ai cum să simți când ești într-un context sau într-o, nu știu, într-un mediu care te constrânge. Corect, în fel. corect. Și atunci, din momentul în care mă întâlnesc prima oară cu ei și să semnez contractul, Deja încerc și încep să le povestesc lucruri, de aia, cum spuneam, stau câte două ore, două ore jumate la discuții uh -huh. și povestesc. Nu înseamnă că în două ore te cunoști cu oamenii, dar în două ore, noi contractul, dacă oamenii se de cele mai multe ori când ne întâlnim, oamenii sunt deja hotărâți durează 5 minute, 10 minute, adică. Corect. E simplu. Luat datele le ba, 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 și gata. Uh -huh. uh, dar stăm și povestim exact din prisma creierii unei relații pe care e foarte important să o avem, că bă, ți mai zis, eu la ora mea tot timpul ce ar trebuie să te faci și din planner, că la da. cât stai și le povestești și vorbești și organizezi ziua, Corect. că în realitate, de multe ori, marea majoritate a evenimentelor în noi fiind fără din planner, eu stau și le organizez ziua pe ore, pe minute, pe locații, pe nu știu ce, pentru că mă afectează. Că dacă ei se grăbesc sau stresat sau așa, Hai să vorbim puțin se vede despre pe asta. Fața lor. Am făcut un video în care am spus așa, bă, imaginea, uh, video și imaginea foto este de fapt o ancoră în ceea ce simți. Dacă tu ești stresat, ai presiune și așa mai departe, uh, fotograful și videograful vor capta aceste imagini uh -huh. și tu vei avea o ancoră acolo prin imaginile alea. Și acum să revenim, de ce este important pentru tine ca fotograf să ai un program uh, și ei să aibă un program. Ce se întâmplă legat? Și o să vorbim și de wedding planner după aceea. Îi firesc. În momentul în care ai un program foarte clar, anticipezi lucrurile. Știi ce urmează. Știi ce se întâmplă și automat când simți că deții controlul. În momentul în care știi ce urmează, de la ce oră la ce oră. Când pleacă totuși un haos, ești... Da. Nu, no. Telefoane, întrebări, mare, familia, unde, lumea. când. Da, e foarte important și de aia și insist, inclusiv legat de starea lor, încerc, tot că vorbeam mai devreme, în momentul în care mă întâlnesc cu ei, deja încerc să-i introduc într-o anumită stare, să le induc o anumită stare, să le povestesc lucruri care pe ei, în mintea lor să percuteze, să le transforme, să anticipeze deja exact. ce se va întâmpla ziua respectivă. Exact. Că primesc adesea remarca că, băieți bă, 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 cu ea trebuie să. ia, ia, asta la pozită, bă, la, mine, la mine mai puțin. Păi, mm -hmm. peste 15-20 de ani și tu o să fii tata copiilor. Da. Așa? Da. Și tu ai să vrei da. să te vezi pe tine cum ai fost atunci, da, acum n-ai chef, dar cum de altfel și noi. din... Cu ce drag ne uităm la fotografiile alea urâte, pixelate, vai de viața lor din liceu, de când eram da, din da, liceu, sau de când da, eram copii. Da. da. Cu atâta drag și cu atâta da, animă, cu pentru așa. că acea fotografie, de fapt, îți aduce aminte de o stare. Și cum spuneai tu de legat de ancora respectivă, dacă nu tai house, când vezi fotografia, îți aduce aminte de starea da. aia, tip house. Exact. Da. Îi, e uh, îi firesc. Uh, ai experimentat wedding planner la evenimente, pentru că am povestit despre asta? Uh, Spune-mi puțin cu ce, uh, care e perspectiva ta, cu ce aport vine uh, un wedding planner pentru tine ca și furnizor sau cu ce aport ar trebui să vină, nu zicem neapărat cu ce vine, dar cu ce ar trebui să vină și la ce te ajută în momentul în care e acolo. Uite, în perioada asta vieții și mele construiesc o casă. Ok. <laughs> trebuie să le spui despre canalul tău de YouTube. Da. <laughs> le spun Așa. Dinaintea construcției, casei se tot auzea, bă, ai grijă că arhitectul cu constructorul scășoară și pisica și nu se înțeleg și nu se nu știu ce. Okay. În anumite momente am avut și o impresia asta că noi, fotografii, videografii cu wedding din plenării, nu prea. Și asta din ce motiv? Pentru că uh, wedding din plenării văd evenimentul în un anumit fel mm -hmm. și fotografii, videografii văd evenimentul din perspectiva lor. Mm -hmm. Întâmplarea face și asta e o chestie doar pentru faptul că wedding plannerii sunt mai noi în da. zona noastră a României. Da, ca și servicii, ca dar servicii e, sunt, e nouă o Cred că foarte mulți wedding planner sunt cam la început și cam toți au de învățat încă de, uh, legat de experiență. Sunt de nu înseamnă că. Și de perspective. Corect. Și atunci... Uh, noi, care facem chestia asta de 10-11 ani de zile, știm ce funcționează, știm cum reacționează, știm cum ne avantajează și ne ajută pe noi. Ei, de cele mai multe ori, sunt preocupați să le iasă revenimentul lor. Da. Nu a mirilor. Așa e. Și atunci, sunt situații în care pe noi, personal, de multe ori, E greșit să zic că ne încurcă, dar ne fac viața mai dificilă. Da. Adică în loc ca scopul, pentru că din perspectiva mea și eu când am intrat uh, acum 2012 am început să fac planning. Mm. Și când am intrat în uh, lumea asta uh, n-am fost foarte îmbrățișată, că a mai venit unul să ne mai stea pe cap. Pentru că asta a fost percepția, băi ne încurcă, ne cer chestii, vin să ne verifice fetele astea, de obicei wedding planners de mai multe femei în industrie Vin să ne încurce, ne ceară ca și un polițist cu biciu pe noi și așa mai departe Am înțeles destul de rapid că am fost văzut în felul ăsta, probabil... În urma mea, a mai existat cineva care a dat senzația asta sau în paralel cu mine. Și atunci am înțeles că mesajul pe care eu trebuie să-l transmit furnizorilor cu care lucrez e că eu acolo sunt un prieten care ar, a, 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 ajut să fie totul mai ușor în flux. Adică, la primul interviu cu Miri, ar trebui să strâng suficient de multe informații și să le transmit furnizorilor mei în așa fel încât să-i cunoască pe mir și după aceea să-i pună legătură directă să existe mm -hmm. fuziunea asta de care tu povesteai ca, să, ca Miri să se poată deschide și către uh, celălalt furnizor. Că este foarte important să știi. Da, da. Că Ad mai, mai, pățesc, iar mai pățesc, chestia asta, se cer ofertă foto-video iar totdeauna le zic, băi, sau uh, nu știu, le recomand pe cineva la video după care ei discută doar cu mine. Și le explic, mai vorbiți și cu videograful, vorbiți cu omul ăsta, uh -huh. pentru că el trebuie și el să vă cunoască din perspectiva Corect. lui, trebuie să înțeleagă, pentru că, până la urmă, da, foto, video, multă lume ia la pachet, e așa -o, o chestie, foto, video. N-au nicio treabă una cu alta. Sunt de acord. Fotografia caută ceva în fotografie. E greu să faci, să faci o fotografie care e o chestie statică, să aibă o mișcare, să spună ceva. Videografia e din potrivă, e o chestie care se ocupă de mișcare, se ocupă de. Da, lumina e aceeași, tehnica în mare parte e aceeași, dar sunt lucruri total diferite. Eu știu să cânt la vioară, că îți spuneam mai devreme. La fel de bine pun mâna pe o violă și când la violă. Dar n-am nicio treabă, eu nu sunt violist. Nu, Da, știu să cânt, dar dacă mă pui să cânt ca un violist adevărat, mm -hmm. n-am nicio șansă. Okay. Că e altă stare, e alt E altceva, da. e alt job. No, și atunci... Uh... Da, e foarte important ca noi să intrăm în legătură direct cu Miri. Un wedding planner, într-adevăr, poate să organizeze foarte bine evenimentul și sunt convins că înaintea evenimentului, poate și în ziua evenimentului, dar înaintea evenimentului are un rol foarte important. Așa este. Și, de fapt, le face viața mult mai ușoară ca să nu devină o corvoadă, la fel cum eu că ziceam mai devreme de construcții. Dacă mi-aș fi luat un manager de proiect și dacă ideea asta de manager de proiect ar fi mai comună, aș fi scutit enorm, enorm, enorm de mulți nervi și nopți nedormite și vorbit prin somn legat de bani și alte lucruri de genul ăsta. Da. însă, în ziua evenimentului, wedding planner-ul trebuie să fie așa, un papet care stă de unde nu un papet, un din ăsta, un guru un care, înger condu, pozitor, ca, așa, așa, care conduce de la distanță și da. îi păstrează. Asta e o perspectivă foarte iar, interesantă. Iar doar în momentul în, momentul în care într-adevăr se întâmplă o neprevăzută, atunci să apară tot că îngerul păzitor, zic, ha, ha, rezolv eu. <laughs> Știi? da, da, da. Ei, dar până la urmă, nu. Când mei, uh, Pentru că am avut o discuție și mi-ai zis legat de chestia asta de uh, wedding planner care sunt foarte volubil și prezent și vizibil la o nuntă și care perspectiva ta e că e, uh, nu e cel mai potrivit lucru, lucru. ăsta m-a pus puțin pe gânduri. Eu fiind o fire volubilă în general, în persoana mea. Și am stat și m-am întrebat, oare cum funcționez eu uh, uh, la evenimente dacă ar fi să privești prin ochii tăi și care sunt avantajele și care sunt dezavantajele? Mi-ai dat o chestie de gândit și îți mulțumesc pentru chestia asta pentru că am stat așa și m-am gândit zic, eu pentru că am fost destul de prezent uh, vizual uh, s-au întâmplat situații încât să fiu reperată că sunt un organizator și atunci toate întrebările uh, invitaților, de exemplu care nu știau și nu era un temă că Miri vor avea un wedding planner sau ceva dar au sesizat imediat că există cineva care organizează și întrebările s-au canalizat către mine Pe indirect un lucru bun. Da. Un lucru foarte bun da Pentru Miri pentru tine pentru mai puțin. da Eu îmi fac rolul cumva, eu De îmi fac bucata dar, acolo. Dar pentru da lucru, ok. Da, așa zic și eu, dar într-adevăr am simțit și eu din tot ce văd în online și din wedding planner aceștia care vin noi pe piață, că uh, creează, se creează o mare confuzie între imaginea mea ca wedding planner și rolul meu ca wedding planner. Pentru că rolul meu ca wedding planner este să fiu Prietenul uh, cel mai bun al mirilor, o extensie a lor și un partener excelent al uh, uh, furnizorilor, mm -hmm. adică toți furnizorii, în momentul în care au o problemă sau au nevoie de o, de o susținere sau uh, de o soluție, și așa, Wedding Plannerul să fie primul om la care se apelează în siguranță și chiar ba mai mult de atât el să se sizeze înainte să îi se ceară ajutor. Adică cumva ăsta ar trebui să fie ideal pentru, din perspectiva mea. Și nu să fie despre organizatorul de nuntă și reușita evenimentului să fie succesul lui propriu din contră reușita unui eveniment trebuie să fie o chestie de echipă, iar ce poate face wedding planner este să-i alinieze pe toți la aceeași mentalitate și să înțeleagă că toți lucrăm la același obiectiv și că suntem acolo ca și parteneri să ne facem bine unul altuia toți pentru mirii și pentru evenimentul te rog deși repet, iarăți încarcă lucrurile la care trebuie să ai grijă. Nici, repet, ca wedding planner sunt conștient că ai un miliard de lucruri la care trebuie da. să... Fiecare cu pătrățica lui, mm -hmm. wedding planner lui e cumva mm -hmm. okay, un wedding planner bun. Dar ce aș putea... Uite, eu personal nu am primit niciodată un telefon din partea unui din planner cu care am lucrat. Cred. Pentru Dar feedback? Nu pentru feedback, nu. Uh, înaintea evenimentului în care să mă întrebe. Uh, Locația respectivă de ședință foto, cât te ajută, cât timp ai nevoie pentru asta, pentru asta, pentru asta. Avem starea civilă în aer liber. Unde vrei să fie pus acel decor? În ce parte? În funcție de cum bate lumina? Uh -huh. În funcție de aia de aia. La intrarea invitațiilor, iară, se fac zonă, foto, uh -huh. de, când așa, unde să-l punem? Că oamenii, spre exemplu, este un cadru. Frumos, flor cu chestii, așa, dar de cele mai multe ori este pus prost. Da. Spre exemplu, am pățit să fie pus fix în, cu un mare geam în spate, de unde venea foarte multă lumină. Păi, mie este fizic, tehnic, imposibil ca eu să scot fotografii de foarte bună calitate acolo, dacă nu vin o 100 de blițuri, chestii pe care. Da. N-ai da, când ori să. Ori te fac fotografia să fac... artistică cont jur. Da, da, okay. contrajură o faci în momentul în care ai uniform lumina, dar în okay. care, știi, okay. sau se văd niște rame, sau, 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 sunt diverse. Okay. Adică uh, s-ar putea unii fotograf chiar să fie deranjat dacă te a pus tocmai și ce mai vrea asta la mine, mă sună, îți mă întrebi. Uh -huh. Dar, în general, spre exemplu, dacă este un fotograf care se agită se zbate și se bate și îl interesează să... Măi, uite, pe mine mi-ar mi conveni să fiu întrebat înainte, nu să fiu pus în fața situației, Sunt de acord. Situații, știi, pentru că, da, vizual ție ți dă bine, în regulă, wow, ce frumos e, dar eu nu am cum să scot, spre exemplu, ca fotograf, Corect. sau ca videograf, sau, sau, sau. E foarte multă uh, nevoie de această relație între toată lumea. De exemplu, când se face un program, cel de la restaurant are, are nevoie să-și dea ok, pentru că el își cunoaște bucătăria proprie, da, da, da. timpii lui, echipa lui și așa mai departe. Uh, inclusiv cu Florisu trebuie să vorbești, pentru că și el are o bucătărie internă proprie și atunci are și el nevoie de niște detalii. De asta zic că uh, e ideal să existe un om care organizează, pentru că dacă nu există alt uh, acest om, uh, faci tu ca fotograf uh, 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 discuțiile astea uh, neplătite, uh, să te întrebi uh, întreb tot felul de detalii, uh, sau organizează mirii și sunt înnebuniți de cap cu presiuni și cu alte ancore de care povesteam uite, mai devreme. Acum am răspuns la în întrebarea, Bă, ce au așa mulți bani din plenării ăștia? Vezi, uite, da. un de lucruri la care trebuie să te da, ocupi și trebuie da. să mergi da. dinainte și trebuie da. să așa. Așa este. Da. Însă repet, unul din plenar ar trebui să ajute și în nu toate sunt curge, de vedere. sunt foarte de acord. Sunt foarte de da. acord. Da, pentru că și eu stau și sesizez, mi se pare Important și ăsta a fost un motiv pentru care am început seria asta de podcasturi, să aduc oameni fiecare din bucățica lui și să povestească ce se află în spate și să le arătăm mirilor că în spate e o întreagă poveste și e o mică fabricuță pentru fiecare domeniu în parte, pentru că lumea anunților nu este deloc simplă, dar absolut deloc simplă. Este foarte complexă și primul și cel mai complex lucru e că se lucrează cu emoții. Emoții, încât emoțiile astea s-ar putea să bulverseze și să nu mai știi ce să alegi și așa mai departe și atunci pentru că se le curează cu atât de multă emoție, deși în esență lucrurile sunt foarte simple. Adică doar organizăm o petrecere cu oameni buni. Hai avem un fotograf, cineva care Da, dar ne place să ne, da, 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 place să ne complicăm, așa da, ne place să ne complicăm. Da, da, complicația asta vine de la marile, marile emoții care la noi sunt înrădăcinate în ADN, efectiv. Neamul trebuie să știe, trebuie să vadă, trebuie să ne mândrim și așa mai departe. Lucru care altădată nu eram neapărat de acord, acum timpul și experiența mi-au arătat altfel lucrurile. Dar sfat rurile. către toți mirii care se uită. Cu cât faceți mai mult lucrurile cum le simțiți voi, fără neamul, ca ai spus așa, fără părerea lui mama și lui tata, care, da, e foarte importantă părerea lui mama și lui tata, sunt foarte importante. Dar până la urmă faceți lucruri, oameni buni, cum simțiți voi pe bune. Corect. Că dacă le faceți ca așa trebuie sau ca așa se face, devin artificiale, nici voi nu vă simțiți bine, nici nu ies. Evenimentele care au ieșit din sutele de nuți fotografiate care au ieșit perfect au fost cele în care oamenii au făcut ce au simțit, când au simțit, cum au simțit, fără să, să fie preocupați de toată lumea de acolo. Oricum, Corect. Nu există să nu fie cineva nemulțumit. E imposibil. Și deci, atunci... Cum își aleg mirii fotograful? Două variante. Și atunci, atunci tu îmi spui ce și cum uh, Recomandat Pentru că au mai auzit la alții Băi, ăsta e bun, ne face drej Noi am fost foarte încântați Adică alți miri care au experimentat Sau prin uh, uh, Studiu Dom'le, intră în online Și încep studiu, încep studiu pe fotograf Și atunci care e cea mai potrivită variantă pentru tine? Și spunem care sunt perspectivele Cred că tale. ambele variante sunt potrivite. Safest way este să ai recomandarea de la oamenii pe care îi cunoști în care ai încredere. Uh -huh. Și care să fie și în aceeași arie de, nu știu, uh, să gândească oarecum la fel ca tine, uh -huh. să aibă același tip de așteptări. Că s-ar putea pentru unii să nu conteze că nu știu, că au transmis ceva, pe unii se intereseze că era lumina bună și că au fost ei slabi și cu pielea fină. Uh -huh. știi? Și atunci uh -huh. să fie diferit față de tine, dar clar, clar, clar trebuie să și studiezi singurel, să știi ce alegi, să-ți placă ție. Am pățit să primesc telefon că uite te-a recomandat nu știu care, tralala -la, și vrem, 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 vrem. Bun, și prima mea întrebare, te-ai vreodată pe site-ul meu? Ai intrat pe site, ai văzut? A, nu, nu, n-am... Uită-te și să sur... dăm telefon Corect. după aia, că e important să-ți placă ce lucrezi eu. Adică și să lucrezi. simți, aici ajungem la chestia asta, e important să simți că ceea ce eu livrez și ceea ce eu lucrez e pentru tine. Da. Uh -huh. După care să ne întâlnim, să simți că poți fi liber în larg, să te simți în largul tău alături de mine. Ok. Că dacă ne întâlnim și sunt antipatică și nu-ți place de fața mea... Poți să fii cel mai tare fotograf de pe pământul ăsta. N-ai să poți să, te dega să fii degajat, să, să te bucuri de ziua respectivă. Dar și trebuie căutat, trebuie studiat. Trebuie... În primul rând trebuie să știi ce vrei. Există varianta în care vrei 50 de cadre bune și aia, pentru tine aia să fie suficient sau 100 de cadre bune pe care să le postezi pe Instagram odată, să primești foarte multe like-uri, să fie lumea mamă ce mișto, wow, așa. Mm -hmm. Există varianta în care să ei un nume Băi, l-am avut fotograf pe Xulescu, băi, ce tare, bă, mm -hmm. iau o grămadă de bani. fa el e cel mai scump fotograf din România. Și le iau pe ăla, nu contează ce primești important, e și atunci chestia e de fală. Ok. Perfect. Așa sunt oamenii care se gândesc, bă, fotografiile astea pe bune îmi rămân toată viața, iar eu o să stau cu copiii mei pe canapea și să mă uit la ele peste 10 ani, peste 15, nepoții mei, o să fiu bătrân și o să ne punem de Crăciun când ne punem Căinuțele alea frumoase și cu ce scrijele pe sobă, să ne uităm la poze. Ai zis așa, important este ca ei să știe ce vor. Știu uh -huh. miri ce vor? Uh, unii da, unii nu. Marea majoritate nu cred că știu neapărat ce vor. Vor și știi cum e, inclusiv de când primești întrebarea, de, când, de cum îți scriu oamenii prima oară. Uh -huh. Vreau și o ofertă foto-video. Uh -huh. În momentul ăla știu sigur că sunt oameni care nu se preocupați, că nu interesează, că nu așa. Sunt oamenii care la primul e-mail sau primul mesaj îți scriu, bună, suntem tra-la-la-la-la-la-la la 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 la, și îți fac o, nu că îți fac o povestioare, că nu e nu plăcerea mea de a, de a citi povestioare, nu asta e important. Însă îmi dau seama că oamenii ăia chiar uh, își doresc, au ajuns în punctul ăla că își doresc da. să trăiască evenimentul respectiv da. și își doresc ca după evenimentul respectiv să aibă într-adevăr niște amintiri faine. Și atunci au ajuns la tine pentru că își doresc să aibă siguranța unor fotografii care să reflecte tot ceea ce au construit ei până atunci. Da, asta, este, asta este unul din motoarele mele de acțiune pentru podcastul ăsta: să facem cunoștință oamenilor cu oameni uh -huh. și să vedem și să identificăm, să-i ajut cum să identifice oamenii din spatele serviciului și cum pot să-i citească mai ușor, chiar dacă nu cunosc serviciul de-a drept. Adică nu știu să pun întrebări tehnice, da. cu ce obiectiv tragi, în ce nu lumină, în ce. Exact, deci nu știu ce, exact, pentru că, că nu are sens, dar să știe cum să se calibreze cu ei și ce se află în spate. Dacă îmi dai voi un sfat, Te rog. ceea ce privește fotografia, oameni buni, cereți o ofertă, uitați-vă întâi bine pe ce postează, ce au pe site, Uh -huh. Nu vă uitați la 10 fotografii de pe Instagram. Alea nu, da, dacă vă doriți și voi 10 fotografii senzaționale pe Instagram, perfect, Alea, e al vostru. Corect. Uh, dar uh, s-ar putea să vreți 10 fotografii și cu uh, părinții, să aveți 10 fotografii și de la uh. petrecere, faine și de acolo și de acolo, și de acolo. Corect. Și uite așa cu 10 de acolo, cu 15 cu două. 1400. Uite. Așa. Uh, cereți să vedeți evenimentul complete. Și dacă, nu postează direct evenimente complete, cereți le oameni bune evenimente complete. Nu doar câteva fotografii de la o ședință foto. Da, pentru că așa ar putea de să regulă. fiu și eu mâine fotograf. Fără niciun nici <laughs> efort. Eventual să mai fie acele fotografii de la, de la, vreun workshop la care fotografii au fost și era totul aranjat da, da, da. și cineva le-a spus ce și cum să facă și le promovau alea și nu știu ce. Da, sunt Repet. de acord. Așa. Uh, Uitați-vă bine, Căutați evenimente complete. După care discutați cu oamenii și, dacă nu au postat, le lor evenimente complete. Uh -huh. Să găsiți feedback-uri, uh, să găsiți miri, asta ar fi ideal, să găsiți oameni care au lucrat deja cu omul respectiv și să vă, să vă dea un feedback. Ideal, dar puțin probabil, foarte greu să găsești. Nu, nu știu, n știu eu de la colegi fotografi, spre exemplu, să mă apuc să văd miri, să mă apuc să întreb. Uh -huh. uh -huh. După care întâlniți-vă cu oamenii. Și puneți le întrebări, vedeți cum gândesc, vedeți cum. Dacă sunt preocupați de cum se, va, cum se, va, întâmpla ziua respectivă, de la bun început, dacă vă dau sugestii, dacă, 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 deja sunt oameni care clar îi interesează, nu înseamnă că varianta mea e cea corectă. S-ar putea să fie oameni care să fie foarte relaxați, să nu intereseze ce se întâmplă, să, lua, să scoată lucruri senzaționale din nimic. Repet, asta e varianta mea. Corect. Uh... Adică asta e varianta ta care se aliniază la acel scop uman. Pentru că avem da. și scopul de a face nuntă pe bani. Există și asta, da, există vorba. miri care au asta da, ca ne, scop. Da, da. Și atunci ne orientăm spre furnizori care Noi, vibrează acolo. Eu cu cel puțin nu vorbesc despre oamenii ăștia pentru uh -huh. că nu sunt în targetul meu. Da. Adică decât să-mi dea mie banii pe care îi primesc mai bine iau ceva la jumătate de preț și vor fi la fel de fericiți sau mai fericiți. Corect. Sau poate să ia ceva și, și mai, mai scump, și nu e problemă, dar, dar cineva care își face treaba. Așa este. Și mie e să lucrez. Sau dacă vreți, uite, cu dragă inimă, oricine se uită și caută un fotograf și dacă... Nu eu, și nu mă vreți pe mine, nu nicio problemă. Sau ești ocupat. Puteți să îmi scrieți și să-mi cereți, uite, ce părere ai de XYZ? Cu dragă inimă vă răspund, am uh -huh. făcut lucrul ăsta de foarte multe ori, m-a sunat chiar o tipă din, la, din București de curând, ea va avea anunta la București, uh, a plecat din ea așa cu 10-15 ani, a auzit printr-o cunoștință de mine, eu eram ocupat așa și cu el zic, măi, uite, cu dragă inimă zim caută, eu îți dau, uite, varianta asta, ăștia mai știu că lucrează, fain, dacă nu niciunul nu-ți place sau nu știu ce și ai alte variante, trimitem că, vreau zic, am... la care tipa foarte așa, și cât mă costă chestia asta? Zic, bă, nu te costă nimic. Viața nu vor orice costă. Da, da, Și vreau să zic că, într-adevăr, m-a sunat, mi-a trimis pe WhatsApp, am așa și am spus, părerea mea nu înseamnă că am dreptate. Toți putem fi subiectivi. I-am spus părerea mea, uite, la Xulescu îmi place asta, 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 așa, așa la asta, la asta, la asta. Uh -huh. Și eu am dat o părerea mea în ideea de a le mai da o perspectivă. Nu înseamnă, Sigur. Neparat, repede, nu înseamnă că am dreptate. Sigur. Dreptate au doar ei. Așa este. Și asta e și important de știut. Mi se pare foarte important de știut pentru ei că, până la urma urmei, ei fac alegerile. Uh, și ce ar trebui să înțeleagă în relația cu furnizorii pe care o au este că de la uh, furnizori primesc perspective perspective specializate, oamenii trăiesc în domeniul ăla, adică sigur au informații potrivite și în funcție de ce livrează fiecare furnizor în parte, atunci ei pot extrage și să iau o decizie. Mi se pare mult mai sănătos să înțeleagă că așa stau lucrurile, inclusiv când fac sondajul acela de piață, nu să-l facă legat de preț, ci să-l facă legat de informațiile pe care le primesc de la fiecare furnizor în parte. Și aici am mai... Mi-am amintit de o chestie de discuții cu diversi furnizori, furnizori în care sunt băi, mirii nu m-au întrebat. Băi, bă, frate, cum să te întrebe? Că ăla unui medic, unui contabil, unui... Ce Dumnezeu, să de o să te întrebe? Omul n-a să întrebe. El încearcă, dar e un domeniu cu totul și cu totul diferit. N-are cum să-ți întrebări pertinente sau să da, spune da, câteva da. întrebări pertinente. Mm -hmm. Și atunci stă în rolul nostru de furnizor să le dăm informații care pe ei, cărora lor să le facă așa lumină, că ei sunt așa într-o ceață totală. Da, evident. Și ca și cum știi când te duci într-o vacanță și începi să faci să studiezi care sunt locurile interesante de văzut, care nu știu ce, și când vii din vacanță tot pare foarte simplu, că ai o hartă clară. E, asta se întâmplă Numai. și cu evenimentele. Numai. E totul în ceață, și nu știi nimic despre nimic și despre nimeni, și uh, trebuie doar să te bazezi pe intuiție până la urmă și n- despre uh, percepția ta asupra vieții și să rezonezi cu oamenii care prestează un, servicii. Un truc din ce am constatat eu în viți și mea, uh -huh. toate legerile pe care le facem le putem face cu două părți din noi, cu mintea sau cu Sufletul. Uh -huh. De cele mai multe ori eu personal. Așa funcționez eu. Când aleg cu mintea, de obicei aleg cu mintea din frică. Când aleg din frică, nu i se bine. Cor. Când aleg cu Sufletul, întotdeauna am ales corect pentru că, nu știu, Sufletul e ai Dumnezeu, care cunoaște și care știe. Da. Poate că funcționează la cineva. Corect, e... sunt foarte. Mă iertați, mi-am permis să vă dau. Foarte bine, foarte bine. Și eu sunt de acord, uh, și eu sunt uh, uh, un om uh, spiritual în sensul că simt lucruri, și atunci e foarte important pentru mine să simt pe cineva uh, și să fiu deschisă să mă las simțită dacă am unde mm. să ajung. Dacă am ajuns unde trebuie, e bine, dacă nu, nu. Da, e foarte important lucrul ăsta. Mulțumesc mm. că ai ridicat asta la fileu. Spunem nu-te de zi sau de seară? Evident că nuntă de zi <laughs> sau de semizi, de fapt. Nu, de, de semi, semi. Semi de zi sau de semi zi. Uh -huh. uh, și asta pentru că, în realitate, dacă faci nuntă de zi, deși nu pare, ai mai mult timp. Și ai mai mult timp să stai cu oamenii, ai mai mult timp să interacționezi cu oamenii, să discuți, să povestești. Uh, ai lumină mai faci... bună dacă faci nuntă de noapte, vei începe la ora 1 după amiază. Oricum de dimineață, de la 7 până la ora 1, n-ai să faci nimic, decât ai să te stresezi și ai să te agiți și o să așa... Pe când dacă începi la 10, spre exemplu, apoi să le faci pe toate, te întâlnești cu oamenii la ora 6 la petrecere, nu o să încep să dansezi de la ora 6 sau 7, poftim după vals, o să încep la ora 9 sau 10, dar o să ai acele câștigi, acele 3 ore, de la 6 la 9, spre exemplu, în care stai și socializezi și povestești și te întâlnești cu oameni care nu te mai văzut de mult, care vin din toată țara sau vin de, și din străinătate și mai apuci să vorbești cu ei și mai bești ceva și mai stați de vorbă și mai mâncați ceva și după aia și dansați și vă bucurați împreună. Pe când dacă faci notă de noapte, te vezi la ora 10, toată lumea iese la dans, și bea și mai ies la o țigară afară, dar eventual în afară de vreo 2-3 luni, în rest e cam friguț, nu prea mai stai pe afară și înăuntru gălăgie multă și n-a pus să vorbești și nu te auzi și, și 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 Da, da, da. Deci din mai multe motive. Cum ți-am mai spus, eu în 2014 am făcut nuntă de zi, la ora 3 pe invitații, la ora 5 a fost valsul, la ora 1 s-a terminat. Și a doua zi ați fost oameni. Și a doua zi am fost oameni, a, pe lângă asta, nu mai spun. Pe lângă Toată lumea a fost om. Da, pe lângă vorba noi, nu noaptea anunții, nu trebuie să te bucuri și ai exact, 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 nu m-am la asta niciodată, corect. O să știi, că corect, de fapt, Perspectiva bine, asta. depinde cum simt oamenii lucruri, dar eu, pentru soție, eu cu soția mea, spre exemplu, pentru noi, pe bune, ăla a fost începutul familiei noastre, așa am simțit-o de atunci și am, a fost așa, The touch, știi, ne atins Dumnezeu, din momentul ăla am fost familie. Până atunci am avut o relație absolut minunată, dar relația noastră se împarte înainte de nuntă și după nuntă. Ne fiind mai bună sau mai rea, e absolut spectaculoasă, minunată mm -hmm, relația noastră. Mm -hmm. Dar atunci a fost așa, o. O atingere divină, știi? Momentul realitate, divin. Inclusiv după ce s-a terminat nunta, am fost noi. Am fost noi, am început să fim noi. Mm -hmm. Ei, Foarte frumos. Asta pe lângă faptul că, da, după aia ești om. Nu ești 3 zile, 4 zile neom Exact, exact, pentru că asta se întâmplă Da, e de aia Și de, mă bucur că ușor-ușor Au început să se mai scurte, Adică nu să se mai scurteze, să se mai dea către zi Așa Evenimentele e. și la noi După pandemie, asta e, cred că asta e parte din zona asta e lucru bun pe care ne a învățat mm -hmm. Pandemia și noi, în Moldova, să ne dăm seama, ah, păi, uite că se poate și miștoși. Da da, 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 da. Dacă Eu altfel tot, tot l-am la la fi început și astăzi. Da. Cred. Da. Așa. Uh, e un mit, lumea dansează pe Lumină sau nu? Uh, depinde de oameni. Uh -huh. În mare parte, e adevărat că lumea dansează mai, nu știu, se simte mai liberă de, de, după ce sunt unică, dar asta e strict din. Știi cum e? Dacă ar fi să intrăm într-o psihologie profundă, e probabil din cauza nesiguranței oamenilor să simt mai bine la întuneric, știi? Da, da, da. da, da. Așa. Că atunci când eram mici, trebuia să se stingă lumile spre curaj să da. faci niște mișcări Așa mai... E. E, și din chestia asta, cred că pornește, de fapt, treaba asta, că în străinătate, adică în momentul în care am avut eveniment, îți povestisem eu, în 2014, un eveniment cu 70-80% invitați din străinătate, Oamenii n-am avut nicio problemă să fie efervescenți, să-și facă de cap cu soarele la pus, când era multă lumină afară. Ține de noi, până la urmă, dar da, cumva funcționăm așa. Însă, în același timp, iar răsfat pe care îl dau cu mirilor cu care lucrez, chemați oamenii pe lumină, că dacă îi prind în cu mai ales prin luna octombrie, la final, tu îi chemi la ora 8 seara și îi prind și îți la ora 5. Mhm. Uh -huh și prind întunericul când încă n-au ieșit din casă, o să vină niște oameni. Aha, ok, da, că da. Suntem, realitatea Așa că, e, că când suntem ca Da, 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 că când se puțin. Unecă, dacă suntem în oraș, da, e fain, e nu știu ce. A, când suntem la 14 ani, 15, 16 ani, da, atunci începe viața, atunci plecăm în club. Dar de la o anumită vârstă încolo, când se întunecă, vrei să trai spre casă. Ori da. când te pune sunt o de 3-4 ore și tu știi că trebuie să te îmbraci, să ieși, te duci la o Corect. nuntă, mai ales pe final de sezon, nu ți mai arde, nu te mai duci cu același chef, decât dacă e lumină, uite, hai, plecăm, Corect. mergem, ajungem pe lumină, mai bem ceva, mai stăm la o țigară cine fumează, mai, 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 mai și ușor, ușor intri în mood și cu ajutorul atmosferii de acolo. Uh -huh. Și te bucuri în realitate mai mult de eveniment. Sunt de acord. Am o întrebare favorită mm. legat de soacră mare și soacra mică. Așa. Le iubim. Sunt mamele noastre. <gătă -i> da, clar. Clar le iubim. Uh, ai sezizat vreo... Aici, când intrăm în zona asta de chestii mm. fanii, de tensiuni, de uh, lucruri, hai, domnule, mai lasă-mă să-mi fac treaba, tu du-te de aici. Uh, care e uh, cea mai evervescentă dintre soacră? Soacră mare sau soacră mică? Măi, frate, nu știu, frate sunt deci frate. voi bărbați sunteți gălcul da, meu. <laughs> Dar nu, Știți ce e Eu de când mă văd cu mirii, uh -huh. le povestesc, adică încerc să, cum spuneam, să fac un program cu ei și îi pregătesc psihologic, să zic așa, inclusiv pe zona asta. Uh -huh. Întotdeauna le spun, da, ascultați ce spun părinții, faceți și ce vor ei că până la urmă, repede, numai cine nu are copii nu conștientizează ce înseamnă pe bune un pui pe care l-ai crescut și acum e mare și pleacă așa de acasă. E. Îi firesc să simți, băi, copilul tău, să ai un aport în regulă. Dacă nu aveți, o țin pe al lor, faceți fraților și ce vor, nicio problemă. Poți să te îmbraci acasă, să te îmbraci la hotel. E foarte simplu, te duci, te îmbraci la hotel, te faci așa, când ai acasă, dai jos rochia, mai pe o dată s bucurat și mama că ai făcut acasă. Am făcut lucrul ăsta. Rar, foarte rar, dar se întâmplă și lucrul ăsta. Dar nu, probabil că noi bărbații, dar nu am Nu, o... nu, no, no, nu sunteți pentru că eu fac un sondaj. Dacă ar fi, de... nu, dacă ar fi acum mă pui să mă, gândești, să mă gândesc, probabilitatea e foarte mare ca mama băiatului să fie cea mai da, așa. Da. E evident. Mi-a dat, doamne, doamne, un băiețel. Doamne, soțul meu abia așteaptă. să-ți însoare ce abia aștept să te văd cum ai să reacționezi. de aia și fug. Nu de aia. Observați Am observat că în cupluri, în general, se duc către familia fetei. Da, da, da. În general da, da. se întâmplă lucrul ăsta. Nu, eu am două fete. Da. Asta ai, e da, soțantă, da, a femeia, da, exact. să tot exact. Să mă să fiu, știi? Așa, exact. dar cumva e firesc. Da. Uh -huh. Da, da. E interesant. Asta este sondajul meu de uh, picant, așa în care mă distrez de fiecare dată: că mamele băieților sunt utile. Uh, da, dar uite, să știi că eu n-am avut. Și... Foarte rar mi se întâmplă să fie câte, uh, câte o soacră care stresează, care vine, care agită, care agită apele, uh, pentru că exact le spun mirilor dinainte: Așteptați-vă să, așteptați-vă să sper să nu mă audă soacretele, soacrele, 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 să nu mă audă soacrele și dați-le momeală. Adică dați-le da, treabă. ceva, a? dați -le asta e și strategia ceva. mea. Faceți-le să simte importante pe zona aia, zona aia, după e. care voi faceți cum vă doriți voi, Așa că realitate, păi și copiii, trebuie să-i frate să facă ce vor Sigur. Iar ei că au bucurere. Cresc să dea cu capul, să dea cu Sip, nasul. Să... Iar ei, ca părinți, au o bucurie extremă. Sunt mândri, da. sunt bucuroși, sunt emoționați. E ceva extraordinar da. acolo. Și, într-adevăr, asta, strategia asta de a le da chestii de făcut, da, care și le doresc, nu neapărat așa, e perfectă, este ideală. Să aibă chestii care să fie mândri, să se laude, da. să se bucure, să împărtășească cu familia extinsă. Până, și la, oameni, mai până la urmă, e firesc, știi? Dar Sigur. Și aici contează, probabil că nu am probleme. Nu sunt probleme, dar nu întâlnesc de situații. În de genul ăsta, că e în funcție de oamenii pe care cari target ca și miri. Uh -huh. Și în general mare majoritatea mirilor mei, de obicei, sunt oameni care sunt deja la casa lor, sunt cu banii lor, cu uh -huh. viața lor și nunta este organizată de ei, exact. nu de către părinți. Un aspect în important. În am simțit într-adevăr, când erau mai copii și era organizat totul de mama și tata, atunci automat, că mama tata, dacă plătește, trebuie să... Da, da. Deci, și decid. Da. Și atunci, automat, și copiii mai. Uh -huh, uh -huh. E da. da. Depinde de situații și situații. Dar, repet, mă întâlnesc rar pentru că sunt pe zona aia. De altfel, targetul și șaiți, în proporție de 80%, cam ăsta e jobul lor, jobul celor care, cu care colaborez, de Da. Excelent. Da. Da. Și atunci. Îți mulțumesc foarte mult. Cu drag. A fost uh, o bucurie să povestim astăzi. Uh, sper trebuie. că avem sunet bun. <laughs> Să vedem lucrul asta. Îți mulțumesc foarte mult, Tudor. Ce vreau să rețineți și ce e important pentru mine după această întâlnire este să vă calibrați cu furnizorii în funcție de emoțiile care vin către voi. Evaluați atât oamenii din punct de vedere profesionist, da, vedeți dacă uh, imaginea cu care vine spre voi, uh, serviciul cu care vine spre voi e acela uh, pe care voi vi-l doriți, dar mai important de atâtea este omul din spatele camerei pentru că se potrivește în podcastul de astăzi, să vedeți cine este, uh, cum vibrează, uh, care e dorința, cum muncește și în felul ăsta știți să vă faceți alegerile cele mai corecte. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost și astăzi alături de noi, așa că o să ne vedem într un următor episod Bright.